Este consultant medical, îl cunoașteți, a ajutat o mulțime de vedete sexy din showbiz să-și mărească sau rotunjească formele în clinicile estetice din Turcia pentru a deveni și mai sexy. Este un om extraordinar, iar astăzi nici nu știe unde a venit, pentru că nu știe ce l-așteaptă. Sosurile picante, spune tot sau îi va lua gura foc. Nimeni altul decât prietenul nostru, cetățeanul român, Ensar Duman! Salutame! Ensar Duman, prietenul nostru, oameni buni, îl cunoașteți, îl găsiți pe Instagram, chiar așa, Ensar Duman. Ești un pic cam alb la față. Ce văd aici? Asta e. Asta avem pentru tine în meniu. Deja am și emoții. Meniul nostru. Greta, m-ai chemat, ai zis că o să mănânci ceva, dar nu ai zis de... O să mănânci? Păi uite, să mănânci bulete cu sosiute. Adică sau sosiute cu ceva, cu bulete. Sunt obișnuit. Oh, hai să vedem. Sigur? Așa zic toți, stai liniștit. Nici nu știi în ce te-ai băgat, pe cuvântul meu. Deci, oameni buni, Ensar Duman, îl cunoașteți, prietenul nostru, cum ziceam ceva mai devreme, un băiat extraordinar, cetățean român cu acte în regulă, pentru că omul are cetățenie română, corect? Da. Exact. Iar tu poți să zici că cunoști showbiz-ul și pe interior și pe exterior? De 3 ani jumate am cetățenie română. Perfect. Asta înseamnă că întrebările le citești perfect, că ele sunt în română. Bineînțeles. Mai ții minte că ai fost și aici la emisiune și ai dat testul și ai te-ai descurcat foarte bine. După ce am luat examenul, m-ai chemat și tu. A fost și încă un examen. A rămas la amintire cu domnul Romica Țociu. Da. Când ai pus tu întrebare, cum îl cheamă, ai zis Țociu, numele ai pus întrebare și eu m-am adus aminte de el. Am zis, e soțul Nicoleta. Da, da, exact. Pentru că tu ai avut treabă cu foarte multe doamne și domnișoare din showbiz, pentru că pe foarte multe persoane le-ai ajutat. Prima dată, felicitări pentru oamenii pe care ai ajutat privința bolilor. Deja... Pentru că foarte mulți copii sau... oameni cu probleme au ajuns în clinicile din Turcia datorită ție, dar și domnișoare care s-au îmbunătățit estetic. Uite-l și pe Andrei Orodici, prietenul nostru care a venit la sosurile. Uite, mai ții minte cât ai mâncat, iute? Da, da. Mă, mai ții minte? Da. Am mâncat, iute? Băi, știi cum tot... E picant? E. Îți recomand... Răspund. Mai bine spui. Deci nu-i bine, nu? Dar fii sincer, ție ți-a fost rău după rubrica asta? Nu, dar eu am o constituție personală extrem de bizară și eu chiar suport iute destul de mult. Și îmi place să mimez că sunt nobil și discret și că nu dau adevărurile pe față, dar nu o să poți. Iată, oameni buni, prietenul nostru turc va fi supus unui set de întrebări și vom vedea cine va câștiga meciul România-Turcia. Ensar Duman, lucrurile stau în felul următor. Citește întrebarea în gând. Ok. Răspunsul trebuie să-l dai cu voce tare, indiferent ce ar fi. Bun. Iar dacă mănânci iute, nu citim întrebarea. Dacă citim întrebarea, nu mănânci iute. Luăm primul sos, cu ăsta începem la toți invitații. Exact. Nu, trebuie să dai un nume. Lăsă omul să rupă întrebarea, măi, Greta, mă. Deci, cred că trebuie să dai un nume, nu, da? Nu, la asta chiar nu. Trebuie să dai un nume? Nu, chiar nu, trebuie să dai nume și rupem întrebarea. Dar trebuie să dai nume. Tu o să spui un nume, lumea nu știe la ce te referi, uite, nici n-am pus mult. Uite, n-am pus mult, da? Da, pot să rup și mănânc. Nu, poți să dai nume, după care eu rup și după aia tu mâncat și nu dăm. Ok. Ai pus paharele astea și că ești Ronaldo, le plimbăm sticle, lasă-le, așa că omul ăla trebuie să filmeze, să vadă că ți-am pus sos iute. Beți apă, Ronaldo. Ciucă. N-a râs nimeni. Hai, dă un nume! Ensar Dumanos! Zi. Pararara. Știi cum sunt acum? Deci... Nu, adică dai un nume. Dacă nu vreau să răspund? Păi n-ai cum, trebuie să răspunzi. Tu ești turc, nu înțelegi? Adevărat, chiar acum vreau să fii turc. Ești turc, nu înțelegi? Deci tu dai un răspuns, un nume. Lumea nu înțelege despre ce e vorba. Nu dăm niciun, rupem întrebarea. Lumea nu știe la ce te-ai referit. Atunci, Andrei, atunci zic da. No. Păi da, vezi, nu, trebuie să dai exact nume corect. Păi te vezi, ai și spus că ești și tunci acolo. Hai, dă corect numele, fiind corect. Dacă zic prima și rupt. Zi, asta nu vezi. Zi, da. Păi eu oricum am nu văzut-o. Nu zic nume. Păi trebuie să zici nume. O să fie scandal. Nu o să fie. Nu știe lumea la ce ne referim.
N-a fost pacientă. Pot să-i spun asta, nu? Așa? Așa zi. Zi. Hai, însar! Un nume! Te rog. Un nume. Trebuie să zici un nume. Și ai zis că n-a fost pacientă. Zi. Un nume. Lidia. Lidia care, Lidia? O Lidia. Nu, nu. Care Lidia? Zi. Nu, chiar vreau să mănânc. Da, dacă zi numele, Lidia. E vorba de... Citesc întrebarea? Nu. Vreau să mănânc. Dar cine e? Lidia și... Care e răspunsul? Primul. Păi și cum e? Lidia? Nu, neapărat trebuie să zic numele. Da, da. Zi. Te rog. Zi. Pui deci, toate picantele de se mănânc. E bomul, deci tu... Zi, deci răspunsul este... Greta, nu ai chemat pentru asta. Zi, răspunsul este... Nu citesc întrebarea, lumea nu știe la ce te referi. Zi. Pam, pam, hai. Buble. Lidia? Buble. Lidia Buble? Da. Dar nu citești. Cum? Nu citești. Nu citesc? Nu. Rămâne... Mănânc eu. Rămâne secret? Mănânc, da. Secret? Da. Gata, se rămâne. Păi trebuie să mănânci acum. Mănânc, da. Deci definitiv... Lidia Buble, ai mâncat iute pentru ea. Bravo, Ensar, hai. Hai că mai avem întrebări. Ești curajos? Nu, că nu e iute. A doua întrebare. Ți-am zis că... Ensar, în bucătăria ta se mănâncă iute la tine la restaurant. Așa ceva nu am văzut. N-ai zis că mănânci iute? O să răspund. Stai mă că ți-am dat de aia cu sughiț. Acum am dat seama. Hai. Deci ai zis că iute, tu nu m-ai crezut. Zi. Wow. Trei cuvinte. Rupem. Nu, trei cuvinte. M-am și transpirat. Iar aceeași chestie. Dar trei cuvinte și apoi rup. Trei cuvinte, lumea nu știe despre ce. Mă, da, așa ceva. Iertați-mă, eu când mănânc iute, iute încep să... Sughit. Caterin, tu văd că pui mai mult. Tu ești fratele meu și prietenul meu, ți-am zis, nu ți-am pus mult. Rup. Păi nu, trei cuvinte și apoi rupem. Nu știe nimeni nimic. Zici trei cuvinte. Sigur, da? Da, da, da. Aici nu spune nimic. Ai încredere. Trei cuvinte. Când corect. Trei cuvinte, rupem, mănânci iute și asta e. Sughit iar. Dar dacă spun și trei cuvinte, de ce mai mănânc? Ca să nu citesc întrebarea. Aha. Că dacă nu citesc întrebarea și se află lumea, de ce ai zis la trei cuvinte? Zi. Zi. Orgolioasă. Aaaa! Bandita. Păi, ai zis orgolioasă. Religioasă. Cum? Religioasă. Religioasă. Zic corect cuvântul, cred. Și... plin de ea. Cum? Plină de ea? Plină de ea. Plină de ea, religioasă și orgolioasă. Hai să citim întrebarea. Mănânc. Nu, mănânc. Mănânci? Mănânc. E sigur? Sigur. Păi da, sughiți? Nu, dacă citești, eu știu ce o să fie în România, nu. Eu mănânc. Ok, e sigur? Asta e mai iute? Nu, e... Hai, ce se face? Măi, sare, ți-a zis... Uite-l pe Horodic cum râde, că el știe prin ce a trecut. Deci el e cu tine, e de... Deci... Focul vine după aceea, după ce mănânc. Mai e unul îngrozitor ăla pe care îl ține pentru premianți. Asta a fost bun. Mă bucur că nu am răspuns. Mai da. Departe. De-așa. Tremuș. Mai departe. Sper să am trecut peste asta. Da, să vedem. Spune două lume de gând. Nu una. Ce? Nu una, două. Poți să... Nu pui că citești. Păi da, eu pun să avem aici. Asta mă arde după aceea.
Eu care spuneam că sunt turc, mănânc picant. Hai, sar. Nu. Păi trebuie să zici. Citești. Păi, dar trebuie să dai răspunsul tăi. Niciuna. Două. Există, nu poți să zici că nu. Dar nu am avut timp. Păi avem caseta, înregistrarea. O persoană, atât. Hai, un nume, atât. Două ai zis? Unu. Zi. Dar nu am avut. Nu rupe, că nu, chiar nu am revenit încă. Citește. Păi zi numele întâi. Răspunsul. A, trebuie să zic o persoană, nu? Dar nu vreau să zic. Iar o să ia presă, tot. Păi nu, zai niciun persoană, rupem întrebarea, așa e. Zi. Pot să mănânc? Păi, dar trebuie să dai numele. Pot să citesc? Tu... Sunt turc, chiar. Tu dai un nume. Hai. Hai, Ensar, hai! Pe cuvântul meu, dacă știam, nici nu treceam din strada asta astăzi. Hai, că am întrebări mai ușoare după aia. Andrei Orodis, săracul de el. Da, dacă... Se gândește prin ce ai trecut, tu te gândești, nu? Deci e... ca la rovine. Dar când spun, o să află presa. Păi n-avem, dai un nume, lui mănânci, ute și gata. A, așa? Da. Deci tu dai un nume, lumea nu știe ce te-am întrebat. Eu rup și mănânci, ute. Ok. Deci, pac, tu nu mai află un nume, ai zis, dar lumea nu știe ce ai zis. Zi, rup. Zi numele. Dar eu n-am avut. Dă-mi caseta. Poți să citești. Păi dar trebuie să dai un nume. Dar nu am avut. Tu pui întrebare? Te rog, citește. Ca da, să spune ne două nume de femei din showbiz românesc cu care ai avut o aventură, dar nu a aflat presa. Nu am. Păi nu acum, în trecut. Asta era mai bun. Bine, hai să jucăm mai. Hai să vedem, hai să vedem aici ce răspuns dai. Baby. Dar nu știu ea dacă e căsătorită sau nu. Păi nu contează, te dai un nume. Băi, să nu te mai dat de gol, dai un nume, hai. Te-ai transpirat, hai. Zi. Raluca. Raluca Cântăreața? Da. Citesc? Citește că eu nu pot să mai mănânc. Raluca Cântăreața, Ciucă? Caută-o pe Raluca Cântăreața. Dar să nu sunați. Cu ce femeie... Ce? Te rog, să nu sunați pe ea. Poate cu ce femei din showbiz românesc ai dorit să ai o aventură de o noapte, dăm trei nume. Erau trei. Raluca, ea... Privește-o. A, mai îi spun încă două? Da. Dacă știam, mâncam picant. Uite, Raluca, deci despre ea e vorba, nu? Nu văd. Uite acum, stai că apare. Ea e? Cântăreață. Da. E ea. Nu mai văd nici din cauza picant bine. Deci Raluca, nu? Și al doilea? Păi asta, trebuia trei nume, dar lasă doar așa. Deci Raluca? Îți place de ea, ha? Are ceva talent, e frumoasă. Cât suntem? Trei? Mai am, trei, dar te-am lăsat un hai. Cu ce vedete? Numai cu... Sau cu Raluca de trei ori. Adică de trei ori pe unii și la pustinii. Hai, Ensar, hai! Trebuie să-i spun nume? Sarea, cincea întrebare. Zici că acum nu înțelegi concursul. Jocul. Deci tu citești întrebarea în gând. Răspunsul dai cu voce tare orice ar fi. Eu nu citesc întrebarea, lumea nu știe la ce ai răspuns și mănânci ute. Dacă nu mănânci ute, citesc întrebarea și lumea știe de ce ai răspuns așa. Trei nume acolo, hai. Dar nu poți să zic asta, Catarin, poți să citești. Păi nu... Dar nu poți să zic. Păi nu ai înțeles, tu trebuie să dai răspuns orice ar fi. Uite-te tu, dacă erai tu locul meu, ce faci? Dădeam răspunsul. Mâncam iute și lumea nu știa. Tu dai un nume. Mănânc? Păi da, dar dă numele întâi. A, zic nume și după aia. Zici numele, eu rup întrebarea și tu mănânci iute. Dacă zici numele... Așa și... de multe vedete a fost nici nu... Gata. Gata, zi. Luciu. Nicoleta Luciu? Da. Ia. Citesc? Te-ai căsătorită. Nu poți să vorbim. Mănânc. Citesc. Nu, mănânc.
Da, domnul vine peste mine, mai bine. Păi nu, dar era o întrebare ipotetică. Hai mă, mai citi, e... Citește, asta poți să citești. E căsătorită. Păi și ce dacă e căsătorită? Da, că e, aici o întrebare, nu e... e o întrebare... Păi da, dar e... Aici nu, da? Nu, nu, chiar mâncam. Păi da, dar lumea, tu acum spunând că ești căsătorită, așa, asta lumea se poate gândi la altceva. Ok, citește atunci. Cu nu. Ce ved... Ce? Deci tu câteodată să mor dacă... Tu ai înțeles jocul? Eu am zis de început, sunt turc, nu înțeleg. Păi aici Nicoleta Luciu e răspunsul, dar puteai să citești întrebarea asta, crede-mă. Nu, nu. Vine domnul după mine, nu, lasă așa. Păi domnul n-avea de ce să vină aici. Venea domnul în partea cealaltă. Cealaltă. Of, există și nu poți să zici că nu. Ia, ce întrebare asta? 5. Pune picant. Pun picant? Pune, pune că... Cum e? Ia zi. Hai. Niciuna. Băi, băi, băi. Da, e o întrebare. Poți să citești. Da, da, nu sigur ăsta ai răspunsul. 100%, da. Eu nu am ce să fac cu femeile ce scrie acolo. Citește. Spune trei nume de femei din showbiz românesc care ți-au făcut avansuri. Niciuna. Băi, nu e adevărat că ți-au făcut, dar nu înseamnă că ai avut tu ceva cu ele. Tu chiar nu înțelegi? Adică poate ele au vrut să ensar și tu nu. Asta înseamnă că ele ți-au făcut avans, adică ensar, mergem în Zanzibar și tu... Ai văzut? Când mai citești și noi ziarele și presa. Da, hai. Atunci... Ia, gură i-a morsit. Păi tocmai de asta, hai că mai hai că e păcat, hai. Hai. Hai, zi. Hai de însare. Stai, tătare, e complicat aici. Păi e complicată viața. Aia cu Nicoleta Luciu, puteai să citești, jur. Trei nume. Poți să citești, Cătălin. Păi de numele. Nu există. Nu are mă cum să nu existe, mă, are. Adică eu am cerut ceva? Citește ca să înțeleg. Eu păi atunci și citești și îți spui. Căror vedete din showbizul românesc le-ai făcut avansuri? Adică le-ai dat un mesaj, un telefon, ți-a plăcut de ele, ai vrut să... Ai zis, dar te-au refuzat. Dă-ne trei nume. Gata. Păi acum, na. Care a refuzat mesajele mele. Da. Avansuri, eu înțeleg altceva. Adică ce? Am încercat. Păi aproape, când ai dat mesaj, ai încercat. Ai vrut să? Sincer, am evitat. De frică, nu prea am scris. Nu ai prea scris, dar cu cine ai încercat? De cine? Pâs, pâs. Adică tu cu cine ai vrut? Am sărutat sau am pupat? Da. Ai niciuna. Vrut? Hai, mă. Am vrut, e altceva. Păi da. Ai vrut, cu cine ai vrut? Băi, nene, bă, chiar e turnul, nu mă înțeleg cu el. Zi. E și băiat. Ești și toată lumea ce, băi, omul își dă zi. Ne face nea și sincer, sincer nu. Chiar nu. Am încercat și nu a răspuns mie. Pe asta zic, care a încercat și n-a răspuns? Asta e bază. Atunci care a încercat și a răspuns? Ha. Așa da, ai o întrebare de legat de asta? Îți răspund. Oh, Doamne, ia zi asta. Hai. 1000. Cred că peste 1000. Peste 1000? Da. Citim sau... sau mănâncite? Citim. Da. Câte perechi de sân dezgoliți ai văzut în viața ta? Peste 1000. Corect. Ce meserie frumoasă ți-ai ales. M-a ajutat Dumnezeu. Cum? Să aleg. În sară Duman. Și ultima, repede, că vine Andrei Orodici. Gata, e, asta e. Asta, ultima. Hai. Dar nu la noi. Băi, nene, bă, mă disper, nu la noi. Cum nu la noi? Thailanda, România. Fii atent, te lasă să te gândești și să dai răspunsul, că îl chem aici pe Andrei Orodici, este prietenul nostru care a fost la Sosiurile Iuți, să ia și el, cum să zic,
bloc aici la masa ta. Campionul la sosurile Iuți.